Probabil că știți că Turcia, în partea de nord, are o zonă de vreo 20 de milioane, deci cât e România, în care nu locuiesc turci, ci locuiesc curzi. Și în partea dinspre Siria mai e încă o bucată de teritoriu tot cu curzi, tot cam așa, în jur de 20 de milioane. Dar oamenii aceștia n-au țară. O parte din ei sunt turci, o parte sunt Siria și pare că mai este încă o parte acolo, într-o țară vecină. Cum? În Irak, așa. Și domnul președinte Erdogan îi omoară pe capete cu avioane, îi distruge, îi aș cer să aibă țara lor. În Siria îi toacă, și se ridică și spune că Netanyahu trebuie judecat pentru crime de război. Adică, n-am văzut niciodată în viața mea un lider să fie atât de... Adică el nu vede ce face el, că ucide cu zecile de mii sau mai mult de oameni și dintr-o dată e foarte interesat de ce face Netanyahu în Gaza. Pe urmă, domnul Putin, o fi fost țara țării lui, habar n-am, nici nu mă interesează, se bagă peste oamenii ăia, îi omoară cu miile, cu zecile de mii, mor soldații cu sutele de mii, dacă informațiile sunt corecte. Și el iese la Teșghea și spune că Israelul trebuie să termine cu omorârea civililor. Deci, n-am văzut în viața mea oameni politici, lideri de state, care să ajungă la așa nivel de indiferență față de noblețe sau la așa nivel de fățărnicie, încât nu-i interesează nimic decât să facă declarații politic corecte. Doar asta îi interesează, să facă declarații politic corecte. Și lista poate continua. Am dat aceste două, trei exemple, că ne sunt chiar aici, lângă noi. Problema care este că acest chip comportamental este preluat extraordinar de masiv sau întreg în lumea religioasă. Și când spun lumea religioasă, nu mă refer numai la creștini, chiar la musulmani, la evrei, la hinduși, la câți ori mai fi. Liderii religioși au copiat unul la unul, cu o strictețe extrem de severă, au copiat acest tip de discurs. Dom'le, politic să fie corect. Nu contează că învrăjbesc pe oameni, nu contează că ucid conștiința unor oameni, nu contează că otrăvesc sufletele oamenilor, să fie declarațiile politic corecte. Nu v-am spus, am vrut să vă pun niște poze, dar nu mai contează acum. Acum două săptămâni am fost la Leșu, de-am dus cina la fratele George și am mai vizitat acolo câțiva credincioși care nu aparțin bisericii noastre, nici fratele George nu aparține, dânsul m-a rugat să-l botez fără să aparțină la biserica noastră. Dar am fost, de-am dat cina și dânsul este romano-catolic, dacă nu greșesc, a fost romano-catolic
și are o Biblie sinodală, Biblia ortodoxă, Biblia sinodală, din care citește. El toată viața a citit din Biblia aia. Acolo a descoperit sâmbătă, acolo a descoperit ce să mănânce și ce nu, acolo a descoperit mântuirea așa mai departe. Și îl vizitează un pastor de-al nostru, adventist, pe fratele George, și povestesc ei acolo, mă rog, și da, fratele George punea întrebări să mai înțeleagă câteva ceva din Scriptură. Și când a văzut colegul meu Biblia din care citește, i-a zis, arunc-o, că aia nu-i bună. Eu am înțeles că Biserica Ortodoxă spune despre Biblia mea că nu-i bună și să o arunc. Dar ca păstor să poți să-i spui unui credincios să arunce Biblia. Adică nu mai există niciun fel de rușine. Nu mai există nimic. Fiecare urmărește ca declarațiile lui să fie corect politice. Omul n-are valoare, copilul n-are valoare, familia n-are valoare, suferința este de nebăgat în seamă. Tot ce ne interesează pe noi, pe toți, este ca din punct de vedere politic, din punct de vedere al politicii, să arătăm că suntem corecți. Doar că lucrurile nu stau așa. Mesajul din seara aceasta are ca titlu o întrebare care sună în felul următor. Politic e corect, dar înaintea lui Dumnezeu e corect? Politic e corect, dar înaintea lui Dumnezeu e corect? Sigur că partea a doua acestei întrebări n-are niciun noibă, niciun rost. Ea poate reprezenta ceva doar pentru omul care, în vreun fel sau altul, îl caută pe Dumnezeu. Pentru un om care nu-l caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu, partea a doua întrebări n-are nicio relevanță. Tu dintre care ești? E foarte important lucrul ăsta. Vorbele tale sunt politic corecte sau sunt corecte în relație cu Dumnezeu? Felul în care trăiești este politic corect sau e corect în relație cu Dumnezeu? Aș dori să citim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură și apoi să încercăm să luăm câteva învățături. Așadar, să deschidem Sfânta Scriptură, dragii mei, în Sfânta Epistolă după Romani. În la capitolul 11 aș dori să citesc începând cu versetul 33. Scriptura notează următoarele cuvinte ale lui Dumnezeu. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui Dumnezeu și cât de neînțelese sunt căile lui. Și, într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate
lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta. Și dacă vrei, stai de strajă mântuirii noastre. Amin. Ocupăm loc. Vedeți, pasajul pe care l-am citit debutează cu o taină. Zice că gândurile lui Dumnezeu, judecățile lui, sunt de neînțeles. Nu e aici primul loc în care scrie. Și ca și cum nu ne-ar interesa declarațiile acestea așa cu o superioritate peste Dumnezeu, mereu facem hai, Domnule, lasă-mă în pace. Dumnezeu e rațional, Domnule, nu-mi cere mie lucruri neraționale. Și aici am spune că nu poți pătrunde, nu poți înțelege. Hai, Domnule, lasă-mă în pace. De ce mi-a dat Dumnezeu creier? Da? Adică, cum să zic, fudulia asta noastră, lauda asta așa de sine, de atot știutor și atot puternici, e așa de grețoasă înaintea oamenilor, dar mite înaintea lui Dumnezeu. Auzi cum zice? O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Adică sunt la maxim, la absolut. Gândurile lui sunt la absolut de neînțeles. Căile lui sunt la absolut de neînțeles. Și pe urmă pune niște întrebări, zice, bă, dar care din voi ați cunoscut gândul lui? Sau pe care dintre voi v-o chemat să-i fiți sfetnic, să se sfătuiască cu voi? Sunt întrebări retorice. Adică niciunul n-ați cunoscut gândul lui. Și niciunul nu i-ați fost sfetnic. Zice, sau care dintre voi ați dat ceva ca să aveți tupeu, acum să-i cereți înapoi? Bă, dă-mi și mie aia, că ți-am dat-o și o trecut atâta vreme, dă-mi înapoi. Nu este niciunul. Și acum urmează o declarație jignitoare din el, prin el și pentru el. Ce înseamnă să vorbești politic corect? Politic corect înseamnă din mine, prin mine și pentru mine trebuie să se facă totul. Iertați-mă! Ăștia sunt creștinii de astăzi. Ăștia sunt pastorii de astăzi. Preoți, guru, învățătorii toți, din mine, prin mine, pentru mine. Dacă vrei să te mântui, vii, aici e. Aici e puterea. Tu n-ai nimic. Iar realitatea aceasta, dragii mei, a adus peste sufletul meu și peste sufletul vostru un întuneric așa de mare că razele dumnezeiești nu-l mai străpung. Nu-l mai străpung. Adică eu fac presiuni asupra Statelor Unite ale Americii de nu știu câți ani să-mi vândă nu știu câte zeci de avioane din astea ultramoderne pentru ca cu ele să-i bombardez pe curzi.
Și ies la deșghea și zic, Netanyahu trebuie să fie judecat pentru crime de război. Eu iau banii Domnului din care ar trebui să dau de mâncare la păstori și le dau de mâncare cu țărâita ca membrii lași să nu se răscoale că le merge prea bine și cu restul fac ce mă taie capul și vin acasă și mă bag peste tine să te întreb că ce ai făcut cu zecimea și cu darurile, că s-au subțiat. Nu știu dacă, realizați teza și antiteza. Toate declarațiile, toate predicile, toate studiile, toate broșurile, toate devoționalele, toate revistele sunt făcute politic corect. Nu găsești niciun fel de greșeală. Toate sunt făcute politic corect. Pentru că pornesc de la sintagma din mine, prin mine, pentru mine. Pornesc de la sintagma prin, din noi. Noi suntem. Prin noi. Numai prin noi se poate. Pentru noi. Totul e pentru noi. Orice declarație, orice prelegere, orice slujbă care pleacă de la sintagma aceasta, politic este extrem de corectă. Nu poți să-i găsești niciun fel de greșeală. Și atunci omul pleacă capul, își vinde sufletul în mâinile celor care nu pot să dea mântuirea. Pentru că viața ta și viața mea, pentru că vorbele mele și vorbele tale să fie corecte din perspectiva relației cu Dumnezeu, atunci lucrurile se dau peste cap total, total. Dispare interesul meu, dispar gândurile mele, dispare preocuparea mea. Mi-a scris acum zilele acestea mai mulți oameni cu privire la faptul că ne-am apucat de lucru. Unii au scris urât, alții au scris fiecare cum a crezut de cuvință. Și la cineva i-am răspuns și am stragul meu, dacă de mâine nu mai am bani ca să lucrez mai departe, cât este, sunt fericit că m-a lăsat Domnul să-i fac. Și nu mai am nicio problemă. Dacă de mâine îmi dă Dumnezeu bani să fac mai departe, de asemenea sunt fericit și-i fac. Că n-am nimic în treaba asta. Nu atâta. Nimic. Totul este al lui Dumnezeu. Cineva, un prieten drag, zice, mă, ăsta e un business mare, ce faci tu, mă? Zic, dragul meu, te rog frumos, nu folosi cuvântul business, eu aici lucrez cu Dumnezeu. Nu mă, dar se rulează bani, ăsta e business, dragul meu. Nu mă interesează cum e în bisericile celelalte. Ăsta nu-i... Mă, de patru ori l-am întors înapoi, că, mamă, ce business aici, îți trebuie oameni care... Mă, nu-i business aici, mă, tu nu știi că nu-i business. Aici lucrează Dumnezeu. Dacă El se oprește, se oprește. Dacă El merge înainte, merge înainte. Eu îi mulțumesc și dacă se oprește și îi mulțumesc și dacă merge înainte. Pentru că El e suveranul meu.
Dacă vedeți în declarația aceasta cu care se încheie capitolul 11, este o declarație atât de exclusivistă încât ți-e rușine să deschizi gura, auzi. Toate lucrurile care există sunt din cine? Din Dumnezeu. Ce-i din mine, Loiuș? Nimic. Ce scot ca și cum ar? Nimic. Eu însumi sunt din El. Acesta este tipul de declarație care nu este deloc politic corect. Pentru că dacă eu cred și dacă eu declar și dacă eu militez că tot ce există este din El, dintr-o dată toți fătoșii, toți vitrinierii care se așează în vitrine, toți ăștia care pupă trotuarele ca să ajungă lângă vreunul de ăsta mai mare să-și facă poză, să apară că și-a făcut poză, nu mai au niciun rost. Pentru că nimic nu-i din ei, nimic nu-i din noi, ci totul este din El. Bun, este din El, dar din El vine prin noi și noi suntem distribuitori. Noi stabilim cât, noi stabilim unde, noi stabilim ce, noi facem toate lucrurile acestea ca să fie corect politic. Dar textul nu e așa, ci că toate lucrurile sunt din El și se distribuie, se rezolvă prin cine? Prin El! Prin El! Și v-am spus de atâtea ori și o să vă spun până îmi închid ochii, deși nu știu dacă, am zis, îmbogățiți căsuța de rugăciuni. Îmbogățiți căsuța de rugăciuni. Pentru că toate sunt prin El, nu printr-un om care taie și spânzură, nu printr-un comitet care este pus să bage cos de mătură în spițe ca să rupă spițele la roată. Nu, toate sunt prin El. Vin din El și prin El se realizează toate. A Lui este autoritatea, a Lui este slava, a Lui este totul. Aceasta e declarația corectă în relație cu Dumnezeu. Politic este total necorectă. Iar când mi-a dat Dumnezeu sănătate și putință cu greșelile mele, v-am chemat mereu să fiți corecți cu Dumnezeu, nu politic. E adevărat că nu se câștigă. E adevărat că îți dispare siguranța. E adevărat că intervine spaima, că sări toți pe tine, că e vor să fii politic corect, nu duhovnicește corect. Numai că a fi politic corect pleacă de la această paradigmă. Toate sunt din noi și toate sunt prin noi. Și textul continuă. Iar aici se spulberă chiar totul. Aici se spulberă chiar totul. Din El, prin El și pentru El. Aș vrea să vă pun o întrebare. Unde e aici slava omului? Unde e? Deci, cum a zis Dan, parcă sâmbătă, că pur și simplu îi se face greață să mai audă cuvântul frate. Și eu îl cred. Eu cred.
mie în ultimii ani, nu de când suntem aici, în ultimii ani de când eram angajat, mă duceam la alegerile care erau la nivel de conferință sau uniune, dacă eram delegat, și de obicei mă puneam între scaune, în spate sau la balcon și dormeam. Mi-era greață să aud ce se vorbește. Duhul Sfânt alege, Duhul Sfânt rezolvă. Dar eu știam tot ce e. Se știa cu jumătate de an înainte. Totul se știa. Și acolo 300 de oameni stăteau cu gura căscată, toți știau că toate-s dinainte și tuturor le plăcea să consume minciuna și putregaiul și declarațiile acestea politic corect. Pe nimeni nu interesa să fie corect cu Dumnezeu. N-are nimeni o vină aici. Acesta e chipul al acestui viac. Acesta e chipul pe care îl purtăm noi. Să fim politic corect. Doar că cine este politic corect nu are nici o intersecție pe undeva ca să se întâlnească cu duhovnicesc, să fii corect, adică în relație cu Dumnezeu. Și aici zice că corectitudinea situațiilor trebuie să vină toate din Dumnezeu. Corectitudinea acțiunii, a faptei, a distribuirii, a relaționării, a comunalității bisericii, toate trebuie să fie făcută prin El. Prin El! Și apoi slava, minunia, aranjarea, fastul. Continuați lista. Toate trebuie să fie pentru El. Pentru El. Orice abatere de la legătura asta. Ne dă la o parte. Și acum vine o întrebare. Vine, domnule Coman, tu ești corect din punct de vedere politic sau ești corect din punct de vedere al lui Dumnezeu? Vine o întrebare pentru tine, dragă credincios sau credincioasă. Cu cernici bărbați, cu cernice femei. Voi sunteți corecți din punct de vedere politic sau sunteți corecți din punct de vedere al lui Dumnezeu? Nu? Nu putem evita răspunsul la această întrebare. Și oricât l-am împături și l-am înveli, din cer să vede, din ce punct de vedere suntem corecți. Dragii mei, luați-vă timp pentru voi. Ascultați-vă. Nu folosiți căsuța de rugăciuni pentru alt scop. Eu vă dau un sfat care puteți să le ignorați. Nu folosiți căsuța de rugăciuni pentru alt scop decât pentru a vă mântui. Nu folosiți căsuța de rugăciuni ca să vă aduceți probe la răutatea voastră, că nu vă ajută cu nimic. Nu folosiți căsuța de rugăciuni pentru ca să vă aduceți probe la mentalitatea voastră, că nu veți câștiga nimic.
Nu folosiți libertatea căsuței de rugăciuni pentru a vă aduce argumente la ce știu ce fel de probleme din... Politic corect înseamnă necorect pentru totdeauna. Repet. Politic corect înseamnă necorect pentru eternitate. Iar creștinismul este politic corect, adică necorect pentru eternitate. Aici se împlinește cuvântul acela care zice: ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Și aici tragem sfor și aprindem focuri și punem pacarde, că noi suntem cei care am ieșit, noi adventiști. Nu mai consumați din astea, e sfatul meu. Dacă vreți să consumați, e problema voastră. Repet, politic corect înseamnă să nu mai fii corect niciodată. Și nu poți să scapi de lucrul ăsta decât dacă ieși. Nu că fugi dintr-o cameră în alta sau de pe o stradă pe alta sau dintr-o clădire în alta. Nu. Nu. Asta nu rezolvă nimic. Ci din structura în care te-ai format ca întotdeauna să fii politic corect și în relație cu Dumnezeu să fii necorect, din structura aceasta trebuie să ieși. Altfel s-a pierdut totul. De ce? Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și îi poruncește lui Pavel: mai scrie ceva. Ce să mai scriu, Doamne? Scrie că a mea este slava acum și în veci. Amin. Dar asta nu e politic corect. Asta este doar dumnezeiește corect. Iar un om când este dumnezeiește corect, politic nu mai poate să fie corect. Niciodată. Mi-aduc aminte o predică de al fratele Răstășan și cu asta închei. Eram adolescent la Solovăstru, la biserică, și a venit, era la conferință, pe vremea aceea, conferința Cluj, a venit la noi și a ținut o predică. Atunci nu exista sintagma asta politic corect, dar a ținut o predică în care ne-a vorbit despre diplomație. Și a spus că ce înseamnă să fii diplomat, adică politic corect, să-ți lipsească din vocabular două cuvinte: care, da și nu. Ce bine, ce bine, lași, îți propune ceva politic, nu știu ce, și tu vezi din capul locului că nu potrivești timp și ar zice: fugi, domnule, ești, nu-s de acord. Dacă ai făcut asta, ești un om terminat. Zice, îl iei și îl muți pe masă mai încolo. Mai vedem. Mai vedem. Mai vedem. Da, mai vedem. Ați auzit în biserica noastră să se vorbească cu da și cu nu în ultimii 100 de ani? Da. Mai vedem. Mai vedem. Politic corect. Numai că Dumnezeu a vorbit în da și nu. Dumnezeu să vă ajute să vă cercetați sufletele. Dacă să gutiți că ce am spus este neavenit, mă totoliți și aruncați la cu noi. Dar cercetați-vă. Întreb cândva, poate că a avut rost. Dar astăzi, când există internetul, când toate
magazinele spline, când toți știm unii despre alții tot ce vrem, întreb, cum poți să spui ca pastor cuiva să arunce o Biblie că nu-i bună? Nu știu dacă realizați. Politic e corect. Scriptura noastră e bună. Care a noastră? Că noi n-avem. Măcar aia este a fraților ortodoxi. Asta care avem noi tot a fraților ortodoxi, nu știu dacă știți. Că noi în viața noastră n-am știut să facem altceva decât să furăm și să mințim. Aceea n-am făcut nimic. Da. De ce? Pentru că a fura și a minți este politic corect. Corect cu Dumnezeu este că călugărul Cornilescu la porunca reginei s-a dus, a luat scripturi ebraice, grecești, franțuzești, englezești de care a putut și cu mâna, că nu era cu mâna, până i-a paralizat mâna, mi-a scris textul ăsta. Da. Era ortodox. Dumnezeu să vă ajute pe voi și să mă ajute pe mine să fim corecți cu Dumnezeu. Amin. Amin.